sau virtual, interactiv, nu numai să fim spectatori, suntem la cursuri prea spectatori. Pentru asta însă trebuie ca și materialele didactice să devină accesibile pentru a putea fi interactive. Predarea să fie altfel, nu predare descriptivă și nici într-un caz prin studii de caz, în care poate dacă tragi până la urmă o concluzie, o fi cum o fi. De asemenea, cele două metateme, complexitatea și transdisciplinaritatea, complexitatea ca paradigma, ca mod de gândire, ca unealtă de gândire, ca tehnici pentru de gândire spre biologic, spre social, spre natural și transdisciplinaritatea ca metodă de abordare a relației spiritualitate-știință, formarea minții, formarea conștiinței, decodificări, conștientizare și așa mai departe. Transdisciplinaritatea fiind atitudinea pe care Vasarion Popescu a generat-o. Deci, asta este un metacadru. Ce vreau să spun cu acest metacadru? Trebuie să ne găsim locul în lumea asta. Am ajuns până într-acolo încât am vorbit, am făcut o sesiune, o tabără specială de antropologie culturală la un moment dat, în care am încercat să pun întrebarea unor personalități din străinătate care au venit la noi în țară, să pun întrebarea, au mai întâlnit situații, grupări sociale care să vorbească urât de, așa de urât de ea însăși, cum e România, care te duci pe stradă și auzi pe așa e român. Și vorbește un român. Păi așa e românul, fură. Păi eu nu fur, de exemplu. Mă simt jignit dacă cineva spune că așa e română. Deci această generalizare, această amprentă care a ajuns să fie pusă pe foarte multe zone, încât profesori din străinătate încep să aibă probleme efective și spun, și avem profesori din Elveția, de exemplu, profesori români în Elveția, care vin și le spun, domnule, ce se întâmplă? Am ajuns, pur și simplu, să suportăm o presiune aberantă din partea mass mediei care a antrenat niște studenți care ne pun problema și noi suntem țigani. Și sunt profesor universitar de talie mondială, deci în zone de tip Elveția. Deci uite această picătură chinezească care este opusă permanent, pe care noi nu știm să o contracărăm, ori o banalizăm, ori chiar o folosim, pare de bun tot să vorbești așa, lasă-mă doamne cu românii ăștia ai tăi. Deci chestia asta care e o problemă care merită înțeleasă. Până nu ne găsim entitatea respectivă și în cadrul ei, cu valorile ei să construim, vom construi pe un teren de nisip. Vom copia ce putem, vom arăta cât de deștept suntem local, dar asta știm să o facem foarte bine, dar nu vom costui părere personală sau problema pe care profesorul cred că o punem în grupul nostru. De asemenea, noi încercăm să promovăm, cafeneaua e una din ele. Nu știu dacă ați văzut, am pus pe pagina mea de web azi noapte, cum se zice, faptul că am câștigat, am fost nominalizați unul din cei 100 de idei care ajută România să meargă pe direcția bună, tabăra Atlantic Front. Tabăra respectivă, a 25-lea ani. Uitați-vă un pic, am pus un film, e un film făcut anul trecut, la tabăra jubiliară, 25, făcut de DigiTV. Merită să vedeți cât de sintetic e și ce s-a întâmplat într-o asemenea școală de vară, care este la 25-a ediție, nu la a doua, a 25-a. Da? Deci avem nevoie de zone, de spații de genul ăsta, de exerciții de gândire. Exerciții de gândire pentru a disipa, pentru a disemina, pentru a pune problema altfel, pentru a ieși din paradigma fiecăruia, deci din meseria fiecăruia. Dacă ești în biologie, automat n-ai ce să cauți că acolo ești specialist, trebuie să duci în, știu eu, în pedologie și în probleme legate de minerit, na. Ca să înțelegi cât de pare, că și acolo sunt oameni deosebiți, oameni de valoare, care au puncte de vedere. Și acolo sunt informații interesante care pot să fie utile, pentru că în spatele unor trăsături universale sunt lucruri care pot fi utile și transferate, se numește transferanță, transferate dintr-o meserie în altă meserie. Pentru asta trebuie o deschidere. Dacă fiecare deștept în meseria lui, îi stăm pe bucățele și fluxul info-energomaterial nu traversează comunitatea să încât să devină produsul unuia, să devină valoare pentru ceilalți, să fie preluată și dusă mai departe ca la ștafetă. Se întrerupe exact acest lucru, care nu dă coerență de ansamblu și nu dă stabilitate socială. Pentru asta, ca să putem să punem în practică nebunia asta foarte vagă și foarte mare, și e una și mai mare, dar aia să o dau în scris, că este, să zicem, sămânța seminței, în principiu am inventat, să zicem, conceptul ăsta de cuvânt, de proiect deschis. Ce înseamnă un proiect deschis? Înseamnă ceva care definește direcțiile noastre de interes, sunt lansate de către centru, către mediul social, ca semnale unor probleme care merită luate în considerare. Sunt teme tematici pentru care Centrul de Studii Complexe așteaptă ca și alte organizații să se agrege pe tematica respectivă, în special de tip transdisciplinar. În principiu care pot fi, sunt pezabile, dar nu sunt viabile, pentru că nu au finanțare sau nu au încă resursa umană asociată. Dar, de păcat, dacă ne-au trecut prin cap ideea respectivă și ea este pezabilă să nu o dărâim, altora care poate la un moment dat să le facă.
putem dărui și altora care pot fi și în altă părți. Nu contează că ar fi păcat să se facă România. Dacă nu se poate face România, poate să face în altă parte. Dacă ideea e bună, ea va avea putere de a ajuta ansamblu. Mai ales că sunt deja izvorâte într-o gândire umanistă din principiu. Deci, cu alte cuvinte, toate astea la un loc am zis să se numesc proiecte deschise. Ce înseamnă concret un proiect deschis? Cam ceva de genul ăsta. O foaie de hârtie de mărimea asta, două pagini, două A4, organizate în care se descrie în prima etapă un context, după care este descrisă tema efectivă, sub formă unui titlu, după care sunt niște obiective prezentate corespunzător, după care sunt niște modalități de lucru efective, schițate ca principiu, și evident o listă importantă de bibliografie, astfel încât omul să știe că dacă ia foaia asta de hârtie, ar putea să aibă mai mult decât îi dă profesorul la un examen de masterat sau de doctorat la început. E un ghid pentru o temă care are sens. Asta ne-am ocupat noi de ani de zile, să facem teme de genul ăsta. Și avem vreo 200 și ceva de teme de genul ăsta structurate. Vă prezentăm câteva mai importante. Asta trebuie duse mai departe la cei care, într-o fel sau altul, acum se apucă de un doctorat. Sau de o licență, temă de licență. E păcat să facă o temă de licență banală și copy-paste, când ar putea să aibă măcar 1% din populația școlară universitară are dorința să facă ceva mai deosebit. Dar principala problemă e că nu totdeauna profesorii de la universitatea respectivă au șansa să elaboreze sau curajul să elaboreze tematici de genul ăsta. De acord, ele pot fi luate în antreprenoriat pur și simplu temele astea, sau poate fi luate pur și simplu ca cercetare personală, ca o temă de dezvoltare personală. Ele, o parte din ele sunt pe internet. Centrul de studii complexe cu oamenii pe care avem la vârful concret activ, în principiu pot deveni mentori pentru câte o temă de genul ăsta, dacă cineva își asumă tema respectivă. Sigur, dacă este asumată și înțeleasă, vor exista și structuri de finanțare. Iar de multe ori, structura de finanțare nici nu trebuie, mai ales dacă tema este asumată și bucuria există, din clipa respectivă, apropo de sequence și toate elementele astea de atrat, de sincronicitate, că se găsește și forme de finanțare. Deci, cam așa arată o temă de acest gen. Acum, haideți să vă luăm, să luăm câteva teme concrete și să începem să trecem prin ele, cam cum unele din ele mai năstrușnici așa, și care sunt de importanță foarte mare. De exemplu, problema complexității în scrierea umană. În principiu, când vorbesc, pot să vorbesc, țineți minte că făceam o distinție majoră între a vorbi sau a rosti. Vorbire vorbesc, rostire cu rost. Deci, cu alte cuvinte, când rostesc ceva, înseamnă că în spate se află o bază bine conturată, bine concepută, bine structurată, atât intern cât și relațional față de cel care, într-un fel sau altul, este interlocutorul. Scopul este de transfer, de cunoaștere între cele două personaje, pentru că de la școală se face de cea mai multă vorbire, în care profesorul a terminat de vorbit, dar nu l-a interesat dacă a transmis sau nu a transmis ceva. Așa mai departe. Interesant este că structura mentală alege cuvintele într-o anumită ritmologie, care prin metodele moderne de matematică încep să dea o anumită semnificație asupra calității creierului care a făcut textul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, sunt metode matematice de a identifica calitatea minții umane din baza, prin prisma unei proiecții, dacă vreți, a acestei minți umane, care este un text. Nu e statistică, este dincolo de statistică. Și sunt articole pe care noi le avem și o să vedeți imediat că merge până la tema T1, T2, T3, cu care începem să avem parteneriate cu universitatea la nivel de litere, cu universitatea la nivel de, cum să spun, psihologie. Dar ideea de bază, complexitatea și scrierea umană. Prima problemă, de exemplu, este așa numită corelație pe scară largă. În cadrul metodelor de analiză matematică a unor fluctuații, o calitate deosebită se numește corelație pe scară largă. Corelația pe scară largă presupune o problemă foarte ciudată, e greu de transmis așa în două cuvinte, dar să vă imaginați ceva de genul ăsta, că există o tendință într-un sistem care, dacă acest coeficient de corelație pe scară largă se manifestă, este, un exemplu este vremea, ca și când dacă acum a apărut o proprietate de tip, să zicem, secetă, probabilitatea de a continua să fie secetă și la altă scară de timp, de la săptămână la lună, poate să fie la fel de mare. Deci, cu atât este ca și când sistemul, într-o formă puțin mai sofisticată, așează evenimentele, astfel încât tendința se păstrează pe scări foarte multe.
pe corelație pe scară largă. Poți să măsor cu ora, cu ziua, cu săptămâna și cu anul. Și corelația se păstrează independent de timp. Corelația independent de timp se numește corelație pe scară largă. Unde se aplică la text? Ca să vedeți cât de trăznită a fost ideea inițială. Statistic vorbind, mă aștept ca lungimea maximă de corelație, dacă vreți, într-un text scris, într-o carte, de exemplu, deci o carte întreagă, să nu fie mai mare decât lungimea medie a frazei. În interiorul unei fraze am reguli gramaticale. Mă aștept să fie niște restricții. În interiorul unei fraze am reguli, în interiorul frazei sunt cuvinte. În interiorul cuvintelor, modul în care se așează fonemele, sunt chiar și niște reguli. Deci, cu alte cuvinte, structura internă a textelor respective creează, în principiu, observația că mă aștept să existe niște probleme coerente, de corelare, dacă vreți, în interiorul lungimii unei fraze. Între două fraze nu există o regulă. Între două fraze este doar semnificația dacă se păstrează sau nu. Între toate frazele care se scriu într-o lucrare, în principiu, trebuie să existe o coerență, dacă există o viziune. Dacă e un colaj de texte, de propoziții care se amestecă, nu e nicio viziune. Noi știm să extragem semantic sensul de ansamblu. Asta e foarte interesantă. Când citim o carte, am uitat fraza 5, 7, 9. Ne-a dat starea de ansamblu. Starea de ansamblu se poate identifica matematic cu ajutorul unui coeficient numit corelație pe scară largă. Aplicată pe diferite texte, s-au văzut niște texte, de exemplu, comparate între ele, în care se vede că textul ăsta are un singur autor, textul ăsta are mai mulți autori, o compilație. Aplicate, de exemplu, la, folosind un rețea neurală, folosind această metodă și niște rețele neurale, pe texte foarte multe, au început să apară clustere. Ăștia de stilul, nu că zic eu că este eminescian poezia, încep să apară clustere de comportament, de atitudine, dacă vreți, în care o lucrare nouă începe să se coreleze sau să se asemene, dacă vreți, într-o problemă mult mai complicată decât ce eu zice un estetician. E o lume întreagă în domeniul ăsta al înțelegerii structurii pe limbaj. Mai mult de atâta, imaginați-vă un lucru. Fiecare limbă are o ritmologie proprie. Unele limbi, cum e limba chineză, în general japoneză, sunt limbi foarte contextuale. În afară de tonale, deci automat e decodificare, dar contextuale. Un cuvânt are zeci de semnificații în raport de context. Și sunt limbi germanice, cu limba germanică, cu verbul la sfârșit, în care trebuie să fii atent la toate detaliile pe care le are, toate părțile de vorbire și verbul închide fraza. Deci, automat, în limbile germanice faci greu confuzii. În limbile orientale faci repede confuzii. În principiu, dacă vrei să fii creativ, e bine să fie nici prea precisă, nici prea, cum spun, vagă. Deci, creativitatea în sine depinde și de limba în care se face decodare, de mother tongue language. Limba maternă devine fundamentală. Poți să știi engleză, franceză, italiană, cât vrei și ceva de bine. Limba maternă contează fundamental. Ea a fost pusă acolo altfel. Ea a fost învățată altfel și se vede acum neuronal. Avem metode de măsurare a acestor lucruri. Că în limba maternă poți să fii numai creativ. De fapt, gândirea se face fără să vrei în esență limbii materne, iar noi facem ipoteza că fiecare limbă maternă are o anumită capacitate de a proiecta, de a decodifica, dacă vreți, o parte din logos. Deci fiecare limbă are rolul ei. Și acum există metode care arată diferitele structuri lingvistice în diferite limbi. Am dat un exemplu, limba coreeană. Numai limba română, fie să vedem că pățânăm să facem studii. Eu nu o să înțeleg asta, cred că toată viața până mor. O să mă întreb cum, cu niște oameni așa de inteligenți, pe tematică așa de interesantă, nu reușește să depășească nu știu ce și să înceapă să opereze și în domeniul respectiv, în această țară. Dar se duce după aceea în străinătate și lucrează la gândirea coreeană și este foarte încântat că face măsurători pe limba coreeană. Avem acasă deja. Legi putere, legea de distribuție Pareto și legea lui Zipf sunt ingrediente, sunt de fapt ce prerechizite, sunt concepte, contexte și prerechizite care trebuie să le cunoști ca să poți să abordezi tema respectivă. Poți să te faci așa tema asta fără să ai o bază, dar noi am adunat baza asta. Și o putem da ca proiect deschis celui care vrea să intre în domeniul respectiv. Sigur, are nevoie de o complementaritate, pentru că există și o parte conceptuală, dar noi avem și softurile, o parte din ele, și Cotizul se ocupă în mod explicit de chestia asta. Deci cu alte cuvinte putem să dăm și o parte din softuri. Numai trebuie ca aplicate. Și după aplicate pe ce texte? Trebuie alese niște probleme. Deci trebuie să există o disponibilitate și literară, și o disponibilitate și gramaticală, probleme legate de gramatici, și probleme legate de matematică. De asemenea,
Există rețelele pe care le-ați văzut, le-am mai pus pe internet, rețelele de cuvinte. În momentul de față deja dau un cuvânt central, dau și adversesc în toate elementele universului semantic care creează aura semantică a cuvântului respectiv. Începem să putem să ne jucăm cu asemenea structuri. Toate astea la un loc formează un mod de gândire pe una din teme, una din nișe. Da? În contextul ăsta, pe noi avem niște ipoteze, niște discuții care formează proiectele deschise de care v-am vorbit pe o suită de teme. Relația dintre creativitate și structura limbii. E o întrebare. E ipoteză. Există o anumită predilecție pentru anumite tipuri de limbi, pentru a descoperi anumite tipuri de aplicații sau anumite tipuri de străpungeri? Unii o să zică da, noi nu ne interesează ce zic unii. Noi ne interesează să o transformăm într-o temă de cercetare. Avem niște instrumente, avem niște materiale de până acum, merită de extrapolate în forma respectivă. Aici aveți elementele, nu intru acum să le citesc pe fiecare în parte, dar în acest caz, ideea de bază este că punem ipoteza că limba maternă o proiecție de dimensiuni spirituale, fenomenologice, universale. Fiecare limbă are sensul ei. Dar să, e o afirmație. Sunt unii care fac din asta o carte întreagă. Nu sunt un genul. Asta e o afirmație care acum trebuie luată la pamărânt, trebuie structurată, trebuie creată un model, trebuie validată și trebuie lucrată la treaba respectivă. Asta înseamnă cercetare. Cercetarea nu fac mai să caut în lucrările lingvistice ale lui Ionescu și Ionescu. Și ce să fac cu ea? Și vrea să facă nebun? Nu, că e nebun pe Ionescu. Păi dă-mă în capul Eminescu, pare. E poet național și ne batem între noi stupid. În loc să valorificăm esența, să vedem ce a vrut să spună, care e semantica din spate. Și proiecte deschise sunt. Aici sunt, de exemplu, inclusiv și zona asta. Noi asta am început-o cu editura Nemira la un moment dat, pentru că asta și când am început-o, noi am început-o acum 15 ani. Păi nu avem încă baza IT care avem acum de texte scrise. Acum 80% din cărțile pe care le avem le găsim pe internet. Deci am și materialul deja format. Noi trebuie să culegi tu textele ca să le bagi în matematica respectivă. Acum, atunci, pe bază de date, găsești în română texte, găsești. Se fac, suntem analizații psihologii din textele din care le pune pe Facebook de nevoie, nu vă imaginați. Din textele pe Facebook sunt